Salutare fraților și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi, după cum vedeți, sunt tot aici. Este cam al treilea episod de farming care îl filmez în continuu. Da, cam așa le-am aliniat eu pe astea, ca să zic. Ok, aleo. Mama, stai așa că ăsta nu-l mai pun jos. Ești nebun? Ok, că l-am pus. Bun. Mai avem aici două din astea de pus, după care trecem la treaba pe care ați văzut-o în titlu. Și adică o să vindem prima dată niște boxuri de boxuri, niște paleți de făină. Merge acum să cazi. Ok, trebuie să mut tirul de aici. Pun aici obloanele și cred că s-a dat jos oarecum. Îl las așa. De fapt, hai să nu las. Mă simt eu vinovat. Mamă, cum... Deci... Cum ne-am pus aici, aici, nebun. Mă, să se spawneze ouăle. Atâta vreau. Cutia asta, sper să intre și aici. O, a intrat? Bă, ești nebun acum. Nu mă așteptam. Ok, hai să mergem acum să vindem acele... paleți de... Pales de... ce se uite cum bine. Ok, se pare că tot sunt întrerupt, nici jocul nu mă lasă să continui. De fapt, eu nu mă las să continui, dar pui mei. Ce naibii m-am... băiatule, nu e ok. Mergem, vindem făina, să văd cât scot de acolo, fiindcă n-am lăsat-o să facă toți paleții și toate alea acolo. Fiindcă, na, hai că am luat-o prost, băieți. Ok, deci eu acum jocul l-am pe normal, să nu ziceți că am dat pe easy sau ceva, fiindcă nu aș face așa ceva, fiindcă seria asta e pe normal, adică n-am decis să dau pe easy ca să iau prețuri mai bune sau păi mei. Înțelegeți voi, fiindcă nici în viața reală nu cred că poți să dai, stai așa cum am pus în alt loc, când ziceam nici în viața reală nu poți să dai să se vândă sau... să scoți mai mulți bani sau așa, știți ce zic. Ok, dau un U ca să iau paleții. Nu avem foarte mulți paleți, dar am zis doar să fac și eu o vânzare. Ok, văd că mi-a luat pe toți. Avem 5 paleți și văd că nu știu ce are. Bro, you are good. Ce are ăsta, mă? E Parkinson, băiatul. Murte, nu s-a lăguit. Ce-ai făcut, mă, băiatul meu? Wow. Nu înțeleg ce s-a întâmplat adineaurea, dar... Ok. Hai să intrăm aici să vedem cu cât se vinde făina. O găsim pe la capăt, fiindcă sunt moduri adăugate de mine. Avem făina aici cu 1700 albasmil. Ok, albasmil, să văd unde ești. Albasmil care este în față... Trebuie doar să o luăm pe pasta pe aici, ne băgăm înăuntru. Nu știu, dacă vă place să joc dinăuntru, doar să-mi spuneți. Dar înainte, să apăsați pe butonul de like și de subscribe. V-am reamintit, așa, fiindcă eu de obicei nu prea vă zic și... Nu știu, mi se pare... Dacă vreți să dați like, dați, dacă nu, nu. Până la urmă este opinia voastră, puteți faceți ce vreți. Ok, mergem acum. Bă, cred că o să dau timpul pe rapid, nu o să las la 1700, dacă că am văzut că poate să mai crească și dacă poate să mai crească ea. Albasmil, care ești boss? Bă, eu o să-mi pun totuși un checkpoint, fiindcă nu știu care e, că sunt mai multe zone de vânzare acolo și... What? Avem 2000! 2000? Care este în partea cealaltă, bro? Ok, o luăm așa. O să ne primăm puțin. Eu ziceam inițial, bă, frate, o să faci episodul super mic, să zic așa. Dar aparent o să ne primăm puțin cu camionul puțin, să vadă așa frumos. Uite, mă place super mult tapa aia, cum este acolo și așa. Este așa. O să fac aici un print screen, băieți, pun pauză. Ok, am făcut și print screen-ul. Uite ce frumos așa. Așa l-am făcut aici, nebun. Deci dacă nu-l vedeți voi așa... Acolo. Bă, eu fac ce vreți voi, mă. Ești nebun? Ok, să intrăm și în interior. Aolo. Bă, ce e acolo? Mamă, avem acolo, bă, mare logo de la Agromoz. Promovare la băieți.
Oricum, e super mișto camionul făcut și n-am de ce să... Mă, hai o luăm pe șosea. Vă mai plimb și pe voi puțin așa, adică numai cu autodrive, cu din ale, din ale. Apropo, iar am uitat să adaug autodrive-ul, fiind episod legat, n-am mai ieșit din farming. Fiindcă na, durează boss, adică trebuie să încarci iar mapa și eu n-am jocul dat pe... Eu jocul nu l-am pus pe SSD și la HDD n-am, se încarcă mai greuț, zic eu. Am zis că o iau pe șosea. Aia, n-am luat-o, băieți. Ok. Mamă, accident, gata, 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 ups, 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 ups. Ok, hai că am intrat înapoi, bun. Băgăm așa frumos. Ia uite, volanul de Scania. De asemenea, dacă mai vreți niște moduri de Scania, o să ne jucăm cu cât mai multe. Trecem din nou podul. Bă, deci îmi plac la nebunie podurile astea, mă. Wow. A, uite acolo, mă. Trebuia să o luăm. Pă, nu! Mamă, cred că v-am schis. V-am... A, eu puteam să ajung aici și... A... Deci fiți atenți. Ce am făcut eu? Bun. Aveți cursorul aici. Nu, eu eram aici. Am luat-o pe aici. Bam, 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 bam. Am ajuns aici. Și eu ce puteam să fac? Să iau aici și bam! Să zicem că am fost inconștient. Ok. Bă, le las aici. Nu știu dacă se vinde sau nu, dar eu le las acolo. Să le dau mai în față? De ce nu se vinde, mă? A, le am pe Y. Ok, și mă dau acum mai în față. Ok, le aveam puse cu ăla autodrive, auto, pui. Da, am făcut 40.000 pe 5 paleți, că al șaselea era un sac, ești nebun? Ok, păi, eu zic că e profitabil, mă. Cel puțin mie mi se pare un lucru foarte profitabil. Ok, hai să vă arăt din interior cum se face pe aici drumul, când te întorci spre fermă. Și fiți atenți, ci că acest tir prinde 121 de km pe oră. V-am mințit, bă, băieți? Prinde 120. Ok. Asta a fost așa mai de fan, dar nu prea fan, știi? Glumă proastă. Hăți. Ia uite-l. Deci de nu sărim noi în lac. Mamă, ce mi-a venit acolo să râgâi. Ia, ia, o luăm din prima. Am luat-o din prima. Mamă, sunt zeu, băi, băieți. Ok, cam cu acest episod. Sper că v-a plăcut și noi ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!